Frați și surori, comemorăm astăzi ziua în care Iisus a intrat în cetatea Ierusalimului. În mod normal, cred că ne-am fi dorit să sărbătorim în casa Domnului, însă împrejurările ne obligă să o facem acasă și asta pentru a patra duminică. Vă chem astăzi să urmărim un pasaj biblic ce relatează intrarea lui Iisus în Ierusalim, în Cetatea Sfântă, ca apoi să medităm puțin la evenimentul acesta și să ne răspundem la câteva întrebări. Citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 19, de la versetul 29 la 48. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așternau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii din farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă, Iisus a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturari și bătrânii norodului, căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Care sunt întrebările, frați și surori, la care vreau să ne răspundem astăzi? Citeam din pasajul acesta că atunci când Iisus s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Prima întrebare la care vreau să răspund este: de ce a plâns Iisus când a intrat în cetatea sfântă? Vom spune că au ratat o mare șansă. Răspuns corect. Dar care a fost șansa aceea? Știm că evreii așteptau ca Iisus să se declare împărat. De aceea strigau: Osana, adică mântuiește-ne acum, mântuiește acum. Întreb, era această o așteptare nebiblică? Nu cred. Ei așteptau ca Iisus să instaureze împărăția. Era aceasta o așteptare fără suport biblic? Nu cred. Ei așteptau ca Iisus să facă ordine în lume, în Imperiul Roman care domina în acea vreme. Era această o așteptare neconformă cu Scripturile?
Nu cred, deși nu sosise încă timpul. Atunci de ce a plâns Isus? Mă gândesc că ironia acestei sărbători, frați și surori, ar fi să ratăm exact și au ratat iudeii în ziua respectivă. Adică să repetăm istoria. Cineva spunea, oamenii înțelepți învață din istorie, cei neînțelepți repetă istoria. În niciun caz nu mi-aș dori să se întâmple asta cu noi. Voi răspunde la aceste întrebări cu un mesaj intitulat Ziua în care Isus a plâns și ziua în care Isus plânge. În primul rând, frați și surori, ziua în care Isus a plâns a fost ziua sau era ziua în care evreii așteptau ca Isus să domnească peste alții și nu peste ei. Aceasta este atitudinea ce ne este descrisă în pilda vierilor din Matei, capitolul 21, de la versetul 33 la 44. Dau citire din pasajul acesta. Pilda vierilor. Ascultați o altă pildă, spune Isus. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard. A săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-a bătut. Pe altul l-a omorât, iar pe altul l-a ucis cu pietră. A mai trimis alți robi, mai mulți, spune Biblia, decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veni să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Fac o paranteză ca nu cumva el să domnească peste noi. Și-au pus mâna pe el, adică pe Iisus, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acestora? Ei au răspuns, pe ticăloșii aceia ticăloși îi va pierde și via o va da altor vieri care vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-aș citi niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela pe care va cădea ea, îl va spulbera, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta era așadar, frați și surori, atitudinea evreilor. Ziua în care Iisus a plâns era ziua în care ei așteptau ca Iisus să domnească peste alții și nu peste ei. Întrebarea pe care vreau să ne-o punem astăzi este următoarea. Nu cumva, ca și evrei, noi așteptăm ca Iisus să domnească peste alții și nu peste noi? Așteptăm ca Iisus să domnească în viața altora, refuzând domnia Lui peste viața noastră? Atunci, aceasta este ziua în care Iisus plânge din nou. Mă tem să nu fim nici noi, biserica, diferiți de Israelul de atunci. Nouă a cei cărora ne-a fost încredințată via. Mă tem să nu fi refuzat sau să nu fi rezumat domnia lui în viața noastră, frați și surori, la apartenența față de o biserică locală, la o lucrare, la o mișcare.
De ziua în care Iisus plânge, e ziua în care așteptăm ca Iisus să domnească în viața altora și nu peste noi întâi. Este ziua în care așteptăm ca Iisus să mântuiască pe alții, în timp ce refuzăm să umblăm pe adevărata cale a mântuirii, fiind vorba despre calea îngustă, despre care Biblia spune, anevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Largă este calea care duce la pierzare, mulți merg pe ea. Îngustă este calea care duce la viață, puțin sunt cei care o caută, care umblă pe ea. Ziua în care Iisus plânge este ziua în care ne așteptăm să aducă trezire în viața altora, de vreme ce noi putem fi în ațipire. Ziua în care Iisus plânge este ziua în care ne-am dorit să cerceteze pe alții, iar noi nu ne mai dorim cercetarea Lui sau suntem imuni la cercetarea Lui. Întrebarea cheie este, acceptăm noi domnia Lui sau poate ne-am dori o mântuire fără domnie? Mesaj este popular astăzi. Aș vrea să știm, Hristos nu salvează pe nimeni dacă nu domnește în viața acelui om. Frații mei, domnia lui Iisus în viața noastră nu înseamnă nimic până nu ajunge să însemne totul. Augustin se ruga strigând, robește-mă, Doamne, să fiu liber. Așadar, ziua în care Iisus a plâns, fost ziua în care evreii așteptau că Iisus să domnească peste alții și nu peste ei. În ziua de astăzi, vă chem să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să domnească în viețile noastre, ca El să fie Domn și Stăpân în casele noastre, ca El să fie Domnul Bisericii Lui. În al doilea rând, ziua în care Iisus a plâns era ziua în care evreii așteptau salvarea fizică și nu una spirituală. De câteva decenii, evreii erau sub dominație romană, erau robi, plăteau bir cezarului și vreau numai decât să scape de sub această asuprire. Vreau să vă spun în ce context urmau să sărbătorească ei Paștere. E ca și cum ai sărbători în China de azi căderea comunismului. Ei sărbătoreau Paștele în timp ce erau robi, de aceea așteptau salvarea fizică și, din păcate, nu una spirituală de care aveau atâta nevoie. Ne va tulbura oare următoarea întrebare? Suntem oare diferiți de evrei de atunci? În contextul în care un virus s-a oprit în loc jumătate din populația Pământului și care ne amenință pe toți, întrebarea este, ce ne dorim noi mai mult? Salvare fizică sau una spirituală? Mă doare să spun, ziua în care Iisus plânge este ziua în care pentru noi condiția fizică, frați și surori, este prioritară celei spirituale. Este ziua în care suntem preocupați mai mult de omul de afară decât de omul dinăuntru. Este ziua în care ne dorim să scăpăm de coronavirus și nu de virusul păcatului. Nu vreau să par ipocrit și eu îmi doresc să scăpăm de amenințarea asta, dar nu cu prețul rămânerii în starea de ațipire, nu mai mult decât a fi biruitor asupra păcatului. Și eu vreau să scăpăm de amenințarea aceasta, de aceea mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica Lui și nu numai. Dumnezeu să dea vindecare celor care sunt încercați, dar nu cu prețul de a fi biruitor asupra păcatului. Frați și surori, a aștepta ca Iisus să ne aducă doar salvare fizică și nu una spirituală, știați că înseamnă orbire spirituală? Aștepta ca Iisus să vindece doar trupul și nu sufletul,
Întâi, știți că asta îl face pe Iisus să plângă și în același timp este o sfidare a naturii lui? Ar vrea să ne întrebăm ceva astăzi. Cine vrea să scape de păcat? Vrea cineva să scape de ură azi? Vrea cineva să scape de rebeliune azi? Vrea cineva să scape de felul de a fi lumesc astăzi? Vrea cineva să scape de vicii astăzi? Vrea cineva să scape de robia sufletului astăzi? Vrea cineva să fie eliberat de legăturile păcatului astăzi? Frați și surori, asta l-ar face pe Iisus să se bucure. Și în al treilea rând, ziua în care Iisus a plâns era ziua în care evreii așteptau ca Iisus să facă curățenie în imperiu și nu în templu. Cred că era cea mai mare dorință lor să înceapă Iisus judecata cu Cezar, cu Pilat, cu Irod. Dar, peste așteptările lor, Iisus intră în templu. Își revendică dreptul de a face curățenie în casa lui. Frații mei, mă cutremur știind că judecata lui nu va începe de la Hollywood sau de la Bruxelles, nici de la Cotroceni, ci din casa lui. Apostolul Petru, în capitolul 4, versetul 17, spune că suntem în clipa, în momentul, frați și surori, când judecata asta să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Ziua în care Iisus plânge este ziua în care dăm vina pe lume pentru ce se întâmplă astăzi și nu pe noi întâi. Atenție! Când Iisus își face drum printre noi, frați și surori, El este necruțător cu lucrurile care îl ofensează. Uităm, oare în vremea asta, că am fost indiferenți față de casa Lui? Uităm că uneori ne simțeam deranjați dacă stăteam peste program în biserică cu câteva minute? Nu toți, ci unii. Uităm că nu mai iubeam rugăciunea și părtășia? Uităm oare în vremea asta că îi dădeam lui Dumnezeu resturile timpului nostru? Uităm că ajungeam greu la casă de rugăciune și o mare parte după ora începerii? Uităm că ne lăsam scripturile acasă și nu telefoanele? Uităm că ne jucam pe telefoane în biserică și nu mai aveam considerație pentru el și pentru casa lui? Uităm că dacă nu ne convenea ceva, ne mutam în altă parte? Uităm că ne-am simțit ofensați dacă ni s-a spus că nu avem voie să alergăm la același potop de desfrâu cu lumea? Uităm, frați și surori, că la fiecare sfârșit de an școlar și universitar, copiii noștri dansau la banchetele școlare și consumau alcool? Uităm că ținuta în biserică lăsa de dorit, că senzualitatea la femei și trendul gay la bărbați era aproape omniprezent? Uităm că la nunțile copiilor noștri manifesta mai multă opulență decât lumea de afară, iar vestimentația era uneori execrabilă? Uităm că la unele nunți s-a introdus alcool și dans și muzică lumească? Uităm că într-un fel pozam în biserică și într-un alt mod pe Facebook sau pe Instagram? Frați și surori, cât de scurtă ne poate fi memoria aruncând toată vina pe lumea care a dat legii morale de vreme ce noi am mâncat de pe masa ei? Cât să ne mai suporte Dumnezeu?
Cât va mai suporta demagogia noastră și felul nostru lumesc? Este vremea să ne oprim și să facem legământ, frați și surori, că dacă vom mai intra în templul lui cel sfânt, o vom face cu rușine și sfială. Când ne vom duce în casa lui și ne vom opri înainte de a intra în casa lui, ne vom verifica încălțămintele din picioare, ne vom verifica pașii, că nu vom uita să ne ducem la casa lui cu bucurie, cu teamă, cu reverență, că nu ne vom mai uita niciodată scripturile când vom merge la casa de rugăciune. Este vremea să ne oprim și să facem legământ, că nu ne vom mai juca cu telefonul în biserică. Când va fi să ne ducem la casa lui Dumnezeu, vom rămâne acolo așteptând să ne vorbească Dumnezeu și nu ne vom grăbi să plecăm din prezența Lui. Vă chem astăzi să ne oprim și să facem legământ, că ne vom duce la casa Lui îmbrăcați cu podoabe sfinte. Vă întreb astăzi, îl vom face pe Iisus să plângă sau să se bucure? Fie ca astăzi să ne însușim rugăciunea psalmistului din Psalmul 139, ultimele două versete în care David se ruga agonizând: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Fie ca ziua de astăzi să fie o zi în care să-L facem pe Dumnezeu nu să plângă din nou, ci să se bucure. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.